Am născut o fetiță perfect sănătoasă. Ne-am cununat și am botezat în aceeași zi. O decurs totul foarte, foarte bine până la momentul și la când am venit acasă, de la biserică. Fetița era la soacra mea în brață. Ea cumva scria în telefon, stătea în telefon. Soțul este, tot stătea așa, urât să uita la ea. El. el a vrut să iei telefonul, ea a dat drumul la copil și a încercat să iei telefonul de la el cu, am cu ambele mâini. Al ține strâns așa de cap, șcșâng -și, și telefonul îl ținea în mână. Nu a dat drumul la telefon. Situația asta s-a întâmplat din cauza că ea scria cu pe telefon. La o zi a spus că are hematom la creier. Am avut atunci câteva zile de de coșmar și nu numai atunci, dar și la momentul dat am zeliste de coșmar. A treia oară deja copilul meu nu-i dă nici o șansă să o străiască. A treia oară ei se oprește respirația și nu-i dă nimeni nicio șansă. Eu știind că soacra mea din cauza la un bărbat mi-a traumat copilul și el la momentul dat nici nu se asumă și încă în afară de asta nici nu recunoaște din nepoată măcar. Gândurile mele din ultima perioadă sunt strașnici. Îmi vine să nu mai trăiesc pentru tot ce se întâmplă în viața mea. Ești departe de casă și vrei să-ți perfectezi actele românești? Echipa just Consult te poate ajuta, mai ales că ei au peste 20 de ani de experiență în acest domeniu. Datorită noilor tehnologii, poți semna contractul și achita online oriunde te-ai afla. În același timp, totul e legal și sigur. Accesează linkul din descrierea acestui video și perfectează actele românești din orice colț al lumii. Astăzi vă prezint istoria Marinei, care după ce a avut o copilărie îngrozitoare din cauza că tatăl ei a decedat și ea cu frații au ajuns să fure mâncare de la vecin, în sfârșit la maturitate a ajuns să aibă o viață frumoasă, alături de bărbatul iubit. Dar ea povestește că viața a devenit un coșmar în ziua botezului fetiței lor, Însă, înainte de a asculta istoria, abonați-vă la canal și faceți click pe clopoțel ca să fiți la curent când voi posta un video nou. Iar dacă aveți și voi o istorie de viață interesantă pe care vreți să o povestiți, vă rog să-mi scrieți un mesaj aici, pe Instagram. Mulțumesc! Mă numesc Marina Barbă, locuiesc în satul Petrești, Răiul Ungheni. Am 32 de ani. Viața mea s-a schimbat radical în ziua cununiei și botezului fetiței noastre, când soacra mea era cu fetița în brață și scria și cu amantul, iar soțul stătea alături de ea și a încercat să iei telefonul din mână. Iar ea cumva nu i l-a dat, pentru că era foarte multă lume acolo și se temea poate că o să să-și fac nu știu cum să zic, Na, o să facă de pozor. Ea a dat drumul la copil după care ea l-o al și l-o al de cap. Fetița avea 40 de zile, l-o al de cap și corpul ei a tărnat în jos. Din momentul acela, fetița mea a redusferit. S-a format o traumă la cap, un hematom la creier, după care o hemoragie intravasculară la creier. Și de atunci noi avem aproape 3 ani de când luptăm pentru viața ei. Din cauza tratamentelor pentru copil, noi am intrat în datorii. Noi nu putem să ieșim din ele, suntem în culmea disperării, nu știm ce să facem, nu mai avem ieșiri din situații. De fiecare dată când încercăm să ieșim, apar altele probleme și mai mari. Originale sunt din Orhei, satul Seliște. Provin dintr-o familie, așa, medie. La început era ok. Cât timp a fost tata în viață, era ok. Nu, nu am simțit uh, nevoi mari să nu am avut uh, probleme. Noi suntem trei copii, am o soră și un frate. Uh, cât timp a fost tatăl în viață, la noi a fost foarte bine. Foarte bine a fost. La noi în familie nu am văzut uh, chestii de violență când mama era cu tata. Uh, nu, în genere, era o familie normală. Eu așa o țin minte, o familie normală. P Până la vârsta mea de 11 ani totul era bine. Tata lucra cu mama la Moscova, mama lucra într-un magazin, tata dintre care tot lucra la magazinul la Duce marfă, cum s-ar spune. Era ok. Cât părinții mei au fost peste hotare, noi am stat cu bunica. Noi nu am dus lipsă absolut de nimic se duceau, vineau, trimiteau colete, dulciuri sau se ducem foame. Nu, asta nu a fost niciodată. Am stat foarte bine, adică lucrurile astea se întâmplau frumoase în viața noastră, știam și este sărbătoare, știam multe lucruri frumoase până a ce tata. Mi amintesc că ziua când am primit vestea când o decedat tata, pentru noi a fost una foarte tragică pentru mine mai ales, pentru că el a fost, nu, nu, pot să le dau, a fost unica persoană care îmi lipsește și la momentul dat. Totdeauna spun că dacă era tata, poate era altfel. Îmi amintesc foarte bine ziua aia, pentru că în ziua aia am avut și eu o, o chestie când m-am mușcat un câine de la vecin, dar m-am mușcat atât, atât de tare pentru că am ajuns pe la chestia că trebuie să măcoasă. a fost și vine cineva și îmi spune că trebuie să merg la spital să măcoasă și vine cineva și spune uite că am primit un apel că o murit Borea. Din, zi, din momentul și a pentru mine, a fost din momentul și la viața mea, nu știu, a devenit o tragedie sau nu știu cum să zic, să mă exprim corect. Din momentul acela, viața noastră s-a schimbat radical. Tata s-a unicat. El a, 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 plecat, a, a plecat, împreună și mama era acolo și mai erau alte rude, Au plecat la, la, un iaz să se scalde. Și el, neștiind să nu a, a încercat să salveze pe altcineva și s-a Fratele meu tot era acolo, fratele meu tot a văzut toată chestia asta. Noi nu am văzut. Tatăl nu l-am văzut mort, decât l-a dus doar praf acasă și asta a fost peste luni de zile dup după ce l a decedat. Tragedia cu tatăl s-a întâmplat la Rusia. Viața mea, după ce a decedat tata, s-a schimbat radical. Am avut foarte multe întâmplări ciudate. Mama a devenit dependentă de alcool noi am rămas așa, neutri. Nici dintr-o parte, nici din alta. Nici rudele la mamă nu ne accepta, nici rudele la tată nu ne accepta. una am fost pentru ei o abuză, întotdeauna încercau să nu mai nu știu, să scape din noi. Cu toate că mai bine ne dă la o școală internat și nu aveam toate întâmplările care am avut în viața noastră fratele meu l-a dat la o școală internat. Iar pentru noi asta a fost cu mult mai dureros pentru că el s-a dus la școală. Acei internat și noi nu-l vedeam. Mama, habar n-avea ce facem noi, cum ne descurcăm, unde stăm, ce mâncăm. Pe dânsa asta nu prea mă interesa. Ea atunci avea un amant pe care trăia mai mult la el. Eu nu-mi amintesc bine când mama a început să devină dependentă de alcool, dar mi amintesc că practic noi nu prea o vedeam pe acasă și nu, nu prea o vedeam în stare de asta trează. Au fost multe situații în, în viața noastră când uh, nu ne pregătea nimic de mâncare, când mă lăsa acasă cu frații mai mici și eu stăteam nopți în care nu avem ce să mâncăm, nu avem lemne, nu avem nimic. Cu toate că ea mereu apela la ajutoare sociale, noi este nu le vedem. Eu mi-am luat rolul de mamă supra la frații mei. Fratele meu, v-am spus că era, era la internat. Îl vedeam mai rar. A venit acasă când eu deja eram căsătorită, dar pe sora mea eu am crescut-o. Mai mult eu am crescut-o. O mai stat și la rude, dar mai mult cu mine. De de, de la vârsta de 14-15 ani e, e deja numai cu mine stat. Cu am venit la Chișinău, am început să lucrăm, am luat o și pe ea la lucru, ea tot lucra cu mine, cu toate, că, așa, în Și de atunci ea e cu mine. Noi dintr o familie normală. Eu, din câte știu, eram o familie normală, așa am simțit. Am devenit una care eram dependentă de toată lumea din sat care să ne ajute cu mâncare, care cu haine, care și com. Știați că Turcia este în topul preferințelor pentru vacanțe la nivel global? Spre exemplu, doar anul trecut această țară a fost vizitată de peste 51 de milioane de oameni, iar Istanbul atrage o bună parte din turiști pentru că are o identitate unică în care se îmbină culturile europene cu cele asiatice. Este un oraș foarte frumos și ori de câte ori vin aici, mereu descoper ceva nou. Însă în Turcia turiștii vin nu doar să se odihnească sau să călătorească, dar și pentru diverse tratamente. Țara fiind la fel una dintre liderii în acest domeniu. Vreau să vă vorbesc despre sănătatea orală. Mulți cred că o dantură sănătoasă înseamnă doar un zâmbet frumos și plin de încredere. De fapt, de starea dinților noștri depinde sănătatea întregului organism. Astăzi, în Istanbul, am venit la clinica Ruedent, care oferă servicii stomatologice, ortodontice și estetice de cea mai înaltă calitate. Aici poți trata și alinia dinții, İpuci albisi veya kaplıku fasetten veya chiarıpucin lokuyi ku dinz din zirkonyum kare em prezent este una dintre cele mai populare opțiuni în stomatologia estetică. Hastalarımız daha çok e, tabii dünyanın birçok yerinden hastalarımız oluyor, geliyor. Bu bu da bizim için e, sevinç bir şey. Çünkü e, iyi bir iş yaptığımızı bize gösteriyor. Örnek verecek olursam ben İtalya'dan, Avrupa'dan, Avrupa'nın herhangi bir Almanya'dan, İngiltere'den, e, İspanya'dan, Romanya'dan, Bulgaristan'dan Portekiz'den hastalarımıza şöyle yapıyoruz. Bir paket uygulaması yapıyoruz. Otel, transfer ve klinikte yaptığımız tedavilerin hepsini kapsadığı bir ücret hastalarımıza sunuyoruz. Apropo, nu vă faceți griji că nu vă veți putea înțelege cu medicii. Clinica dispune de traducător în limba română. Respectiv, vi se va explica totul și veți fi de serviți la cel mai înalt nivel. Acum sunt în laboratorul clinicii Ruiadent, unde tehnicienii și laboranții pregătesc designul dinților de la A la Z pentru fiecare pacient în parte. Bizim en büyük özelliğimiz dişlerimizi kendi kliniğimizde yapmamız. Biz zaten e, burada ekip olarak tamamen laboratuvar kendi ekibimiz e, olduğundan dolayı işleri biz burada yapıyoruz. Dolayısıyla daha kaliteli ve daha hızlı yapabiliyoruz. Fă click pe linkul din descrierea acestui video, vezi ce servicii oferă Ruia DENT, vină la o consultație gratuită și profită la maximum de beneficiile pe care ți le oferă o dantură sănătoasă și, cel mai important, frumoasă. A? La școală nu mergeam, nu aveam cu ce să mă îmbrac, mi era foarte rușine. Ca să cumva să ne întreținem, trebuie să mergem la rude, dacă ei ne țineau, ne țineau doar cu scopul. Poți rămâi azi la mine, că mâine pe mâine trebuie să mergem cu rândul cu vacile, sau mâine pe mâine trebuie să mergem la prășit, sau mâine pe mâine trebuie să mergem la popșoi, și tot așa mai departe. Ei ne-au ținut doar ca să le fim lor, nu știu cum să spun, ajutor, nu ca să ne țină că e ca să ne poți sau ca alte lucruri. De multe ori le-am zis, mai bine ne dădeți la o școală internată decât ne dădeți așa viață. Poate noi acolo avem școală, poate noi acolo eram să, eram să fim alți oameni. Nu cum am ajuns să spun că eu am doar școală medie și nici aceea e terminată. Din cauza cui? Din cauza că mama Mia nu a fost responsabilă să ne crească din cauza că rudele mele tăie unul au dat mâinile în jos și azi îmi scot ochii. Ei, noi te-am hrănit, noi v-am hrănit, noi nu știu și, dar niciodată nu s a pus întrebare că ei pe noi nu ne-au hrănit pe degeaba. Noi tăie de una am lucrat pentru ce ei și ei ne-au hrănit pe noi. Um. Eu aveam o vârstă de 11-12 ani, când pe mine mă puneau să le car cochilețe, să le fac biton ca au de făcut gardul sau alte chestii. Mă lăsau cu alt copil mai mic, aveam vreo 14 ani, când m-a lăsat cu un copil de vreo 3 ani sau 5 ani, nu mai mi-amintesc așa, aveam vreo 5 ani. Eu spălam de pe el pentru că el nu pot să vă redau, avem niște mâini toate însângerate, practic, când nu erau mașini de spălat. Și e ca așa, lucrează și lucrează, pentru că eu la vârsta ta nu mă mai păstram, că am căldări cu apă, câte două se ud în grădină, că azi trebuie să mănânc, dacă nu se ud în grădină, o să mă acasă, la care eu acasă, la mama mea, nu vrem să mă duc, nu îmi plăcea și se întâmplă acasă la noi. La noi acasă, mai mereu, mereu mama făcea companii. Companii cu băutură, companii cu bărbați, Uh, dintre care pe mine mă noaptea, la 12, 1, 2 din noapte, duci și adus sticlă de vin. Duci și mă duceam și cerem pe datorii, dați-mi vă rog frumos că mama m-a trimis. El și um, așa persoana începea să strici la mine, eu v-am spus, nu mai veniți la mine. Plângeam mă poartă să-mi dai, că s-a mai trimat și a doua oară. Mă scoală din som și m mă trimite după vin. Acolo veneau fel de fel de oameni. Eu nu vreau să stau acasă, de asta și făceam la bunica dintre care la bunica mereu îmi spunea, reproșa, duceți-vă la mamta că eu ne-am crescut pe mei, eu nu, nu, mai pot, eu sunt în vârstă și tot așa mai departe. Ceea ce am văzut eu acasă, la mine, asta a fost, asta și la momentul dat, eu traum psihic pentru mine. Sunt lucruri care eu nu vreau să le povestesc aici. La vârsta de 12 ani, eu văzusem doar alcool în casa noastră, doar bătăi, doar strigăte și doar cuvinte necenzurate. Eu permanent primeam bătaie de la mama mea, dar mă bătea așa că și cu cuțitul am multe semne Chiar care mă bătea cu cuțitul, topor, sapă, indiferent, ea permanent mă bătea. Și nu făceam corect, mă bătea. Nu mergeam să eu vin, spuneam că mă bătea. Odată chiar am numit o și mi-a dat foc la hainele și m-a lungat de acasă. Da. E așa acum, dacă se, enervează, adică poate să arunci și cu orice în mine sau indiferent și, și înaintea ei. Noi nu am avut liniște nicăieri. Pe noi toți ne -o, așa, dintr-o parte în alta. Am avut un verișor care spunea la toți că eu sunt sluga lor acasă dacă eu eram la dânsă, adică și stăteam la dânșii, el spunea că eu sunt sluga lor. Adică și, practic tot se rădeau de mine în felul care eram. Se de mine că am o mamă bețivă, se de mine că nu am cu ce să mă îmbrac, se de mine că eram slugă, se de mine că mai, eram, mai mereu noi eram pe drumuri, fratele meu dormea și prin poduri la oameni și ajungea să, să furi de mâncare și... Sora mea era mai mică, ea cu bunica, mai stătea și cu mama <coughs> și cu mine. Când mama trebuia să se duc undeva, eu stăteam cu dânsa, cu toate că ea avea 3-4 anișori, eu eram responsabilă de dânsa. Am avut situații când nu aveam nimic de mâncare, am avut și situația cu varicela, când aveam toți varicela, mama nu era acasă, ea nu venea cu săptămânile acasă nu făceam nimic. Practic stăteam flămânzi în casă. Am, am, avut așa o situație când am găsit niște cartofi micuți la noi în beș, e, căzuse din, din setca de cartofi micuți și i-am pus la fiert pentru că ca cumva să ne hrănim. Mai furam de la vecină, ea ca vecinul vecină să vadă, uh, furam de la vecină câte o găină, odată chiar ne-o prins, cum peneam găina, și nu ne-a spus nimic vecina, dar când a venit mama acasă, i-a spus lui mama, uite fac copiii tăi, hrănește-ți copiii, fii responsabilă de ei. Vecina nu ne-a spus nimic. Mă fram de la vecină și apoi mergeam la vecin, mereu ne hrănea. Un vecin aveam în sat, acolo în sat, el mereu ne hrănea. Când cocea pâine, vine și ne ducea o pâine. Când cocea un pirog, vine și ne ducea și nouă. Sau mergeam la el și spuneam, ai ceva de mâncare, poți să ne dai și nouă, te rog, uite, nu am mâncat azi el permanent ne-a înțeles și ne dădea. Mai era o vecină cu vaca, tot permanent ne dădea, așa pe altă vecină vine și ne striga tot și ne dădea câte o borcan de lapte. Așa, ne am hrănit la unul la altul, pot să spun. Eu nu am știut ce e asta, sărbătoare în casă niciodată. De la vârsta de 12 ani, eu nu am știut și asta să ai un cozunac la Paște sau să mănânci carne la Paște. Nu am știut așa de sărbători. Mi-a fost foarte, foarte greu. Mi-am amintesc și acum că am mers la niște prieteni e, acasă, ei erau copii, părinții lor nu erau acasă, au mers undeva e, la rude în, în, ziua de Crăciun. Și noi, ei i-au lăsat cu vecinii, noi ne-am băgat sub pat și acolo ei aveau un ligian mare cu niște prăjuței. Și noi am mâncat prăjuței și ei toți, dacă nu avem și mânca în ziua. asta, era ziua de Crăciun. Nu avem și mânca după asta, ei au primit bătaie, <laughs> pentru că noi am mâncat prăjiței și eu spus, cum băi, chiar o ligheană de prăjiței ați mâncat, dar noi fiind flămânzi, am mâncat tot ligheană de prăjiței. <laughs> am avut și așa cazuri. De la vârsta de 13 ani, eu deja am devenit de stătătoare. Lucram cu ziua la prășit, mergem la cules la perje, toamna mergem la nuși, la ales la nucă, eu deja am făcut banii mei, îmi luam hainele mei, adică deja îmi luam haine și nu la noi, la Orhei, să mai vând flori pe marginea traseului. Eu toată primăvara, ciuperci, și și vara, primăvara vindeam flori pe traseu și așa ne întrețineam. Eu de la vârsta de 13 ani, eu deja eram de sine stătătoare. Fratele meu nu era cu noi, el era la școala asta internat. Eu pe mea o luam cu mine, o puneam să vândă flori, ne luam mai mult de mâncare. Poate dacă grămădeam un ban mai mult, puteam să ne iau din călțat. După ce am terminat clasa 9, atât de mult mi-am dorit să fug din satul și la să, să nu, mă mai arăte nimeni cu deștiu pentru faptele lui mama mă judecau pe mine. A, cineva ne-a propus hai cădem la Briceni la lucru, acolo poți să trăiești, acolo poți și să lucrezi. Eu aveam 17 ani când m-am dus la Briceni la lucru. La Briceni am mers la cartofi la lucru, la malai, la cartofi, la mere. Acolo trăiam, dar eu foarte, foarte mult mă temeam că cineva să nu-și bată joc de mine, că acolo erau foarte mulți bărbați, foarte mulți băieți. Și am întâlnit un băiat care a început să trăim împreună. Am trăit împreună timp de 5 ani, avem o fetiță de 12 ani. Nu a mers bine căsătoria noastră, pentru că nu-i căsătorie, a fost un concubinaj de 5 ani, că eram un copil. Noi nu ne-am căsătorit din dragoste, noi nu ne-am Așa, eu am vrut să scap de probleme și am văzut că el era așa mai timid. M-am alăturat de dânsul, dintre care soacra mea. Foarte mult m-a ajutat. Eu i-am povestit viața mea, cum și eu a fost. Și eu a spus, lasă-l și pleacă la muncă, eu o să țin fata. Eu am mers la muncă, am venit la Chișinău. Am lucrat vreo 8 ani la piață centrală, realizator. Viața mea a început să fie ok eu lucram pentru mine și pentru copil. Doar pentru mine și pentru copil. Copilul meu nu a dus lipsă absolut din nimic. Absolut din nimic nu a dus lipsă pentru că eu lucram. Relația mea cu tata fetiței nu a mers din motiv că noi nu eram unul pentru altul. Noi, el practic nu prea era pe acasă, nu era responsabil de copil. Așa, parcă noi nu trăiam împreună. Cu toate că eu noi trăiam împreună, dar nu trăiam împreună. Și soacra mea, văzând că el își bate joc mai mult de mine, iau a luat asta să mă ajute. După ce m-am despărțit de tata fetiței, eu am venit la Chișinău la lucru. Am luat o sora mea cu mine, am luat chirii, stăteam chirii, mergeam la muncă, lucrurile s-au făcut stabile, adică erau ok, nu am dus lipsă absolut de nimic. Lucram zi de zi fără liber. Asta liber noi ne de doar la Paște, la Crăciun și la anul, nou, la anul, nou, noi nu aveam liber. Când lucram la piața centrală, am făcut niște grupuri pe Facebook. Mai întâi nu le-am făcut, erau făcute de altcineva, am devenit moderatori acolo în grupurile cele și aveam activități foarte mari. După care, nu știu și acolo nu a mers bine, am făcut grupurile noastre. Uh, Au mers foarte bine, foarte, lume, foarte, multă lume mă cunoștea de, anume, de, pe, de pe grupuri. Noi am fost activi pe grupuri, din 2017 până în 2019-20, așa am fost activ pe grupurile pe Facebook, unde eu acolo am făcut cunoștință și cu soțul meu. S-a început o relație foarte frumoasă. Am avut o relație care orice femeie ar visa, că mulți își dau întrebări acum la moment cum am ajuns în starea care suntem eu nu am primit atâtea flori și atâtea cadouri din partea la nimic cum am primit din partea la soțul meu. Și mereu am fost pentru el pe primul loc. Adică, indiferent și nu s-ar întâmpla, eu eram pe primul loc, el mă, el mă în toate. Și la moment pot să zic, da, acum au mai apărut probleme, dar din cauza problemelor. Dar așa, am schimb, am o relație foarte bună cu soțul meu. Eu când am făcut cunoștință cu soțul meu, el lucra barman într-o cafenea. Eu parcă la început nu prea am fost de acord să ies cu el pentru că el e mai mic cu 5 ani ca mine. Dar uite că au făcut în așa fel că am acceptat ca eu să ies și am ieșit la o cafea. Și de la cafea o șes început mai mult. A doua zi dimineață m-am trezit cu flori, foarte frumoase flori, care eu în viața mea nu le-am primit de la nimeni mai apoi mă trezăm dimineața, în fiecare dimineață, el vine foarte târziu de la lucru, eu dormeam, eu tot lucram, în fiecare dimineață eu mă trezăm cu o de tort, cu un buchet mare de flori, până i-am zis, te rog frumos, încetează cu florile, eu or mai bine e ceva simplu frumos din aur, ori termină cu florile, este că avem bani, să avem bani în casă, da. Mi-a dăruit în prima jumătate de an, mă cerut în căsătorie. După ce m-a cerut în căsătorie, el a spus că eu o să merg pe stihotare, că tu să nu mai lucrezi la piață. Pentru mine, la piață a fost foarte greu, pentru că eu lucram și vară și iarnă, indiferent de timp, eu lucram afară. Și el cumva nu i-a plăcut chestia asta și a spus, eu o să merg pe stihotare, dar tu o să stai acasă, nu vreau să mai lucrez la piață, chiar vreau să iei o pauză, pentru că viața asta foarte mult ai lucrat, el știind povestea mea de la început până la sfârșit el a plecat peste Eu am spus că eu nu vreau să stau la cherie pentru că să achit foarte mulți bani, iar eu vreau casă la țară. Eu sunt fată de țară, eu vreau să am vacă, eu vreau să am porc, eu vreau să am ani păsări și toată chestia asta pe El parcă nu prea era de acord cu chestia de țară, dar până la urmă a fost de acord. Am mers la țară, am mers mai întâi la soacra mea, am spus pentru o perioadă de timp că căutăm o casă la el în sat, să trăim acolo. Și am rugat-o pe soacra mea să ne ajute cu casă să luăm să trăim în sat la dânsul. Ea m-a acceptat să merg la ea, să stau. Nu am stat mai mult decât vreo două, trei săptămâni. Și între timp am zis că el s-a dus pe să găsim o casă care să o luăm în rate. Să el să achităm în rate. Eu să stau acasă, el să... nu. Nu am putut stau la ea pentru că a început să mă gelozeze de concubinul ei. Da. A început să mă gelozeze și nu doar că am auzit eu cu urechile mele, dar și la prietenii ei tot a spus. Și eu i-am reproșat ei lucrul ăsta, după care m-am dus de la ei, am spus, îți dai seama, femeie, de cine mă gelozez E soțul tău? Până la urmă nu am, nu am mai auzit așa prostii de genul, că se gelozeze soacra de socru sau am spus, uite că soțul tău e în vârstă, soțul meu e tânăr, mie îmi plac mai tinerii și mă pui tu pe mine cu... Da, cum arată, arată, iară bărbatul ei. Fetița ei dormea cu mine și ea o suna pe fata ei de la lucru, ea lucra în, în din noapte și o suna pe fata ei. Dar tata nu e la Lele Marina în cameră. Dar au fost la Lele Marina în cameră, dar ei au vorbit, dar așa, suna și fetița vorbea la difuzor. Eu auzeam tot ce vorbea și i-am spus soțul meu atunci pe moment. Zic, că uite ce spune mama ta, ia uite cum asta. Și el a spus că pleacă înapoi la chirie. Pleacă înapoi, las că mă lămuresc eu, pleacă înapoi la chirii. Nu bine, atunci nu am vrut să merg la chirie, pentru că eu într-adevăr am vrut să scasă la țară. Am sunat-o pe mama, pe fosta a mea soacră, ea pentru mine e mama. Am sunat-o pe mama și am început să plâng și zic, uite mama, nu destul prin câte am trecut în viața asta, dar încă să ajung așa chestii, să mă gelozez de socru, asta e pentru mine e ceva dureros. M-am spus că vin la mine și asta stai, fosta mea soacră, vin la mine și stai că stai și cu fata, nu e problemă, astea. Eu când am auzit, oa wow, de bucurie, parcă nu vine să cap să merg să, să mi iau o casă acolo în sat. După am plecat acolo în sat, am luat o căsuță, am luat o căsuță în rate, soțul meu a plecat la Germania, a lucra. Mergeau lucrurile foarte, foarte bine. Eu eram lângă copilul meu, eu nu lucram. Am luat o căsuță, am început o căsuță mică, că nu am luat o căsuță mare. Am început să facem reparații. El a venit acasă, dar el foarte mult iubește copiii. Eu i-am spus lui de la început că eu nu pot să am copii. Eu nu pot să duc o sarcină. El a spus nicio problemă. Eu te accept așa cum este. Este Valeria, nu ne ajunge. Când am văzut el cât de mult copii, copiii, el după fata lunașa noastră, Doamne ferește, nu o pierdea din priviri strașnic și tarui. Așa nu mai îmbla după dânsa. Și am spus că el acum e tânăr, poate nu înțelege, dar pe viitor el o să vrei copii. Și am decis dacă viața merge atât de bine și eu la un moment mă simt atât de bine și eu nu am mai văzut așa bărbat, atât de mult să, să țină la un copil, atât de mult să-și dorească copii, eu am decis să rămân însărcinată. A, a fost decizia la amândoi, nu am doar a mea. Soțul meu a plecat în Germania când am, când am aflat că sunt însărcinată. Chiar în ziua când am aflat că sunt însărcinată, el la doua zi a plecat în Germania. Eu aveam 3-4 săptămâni de sarcină. De atunci la mine s-a început uh, disgravidie. Aveam toxicoză mare, adică la 60 de vome pe zi. Uh, eu nu puteam să mănânc nimic. Uh, am mers la medic, am spus cum stă chestia. La medic, la un am stat o săptămână uh, la păstrarea sarcinii acolo doamna a spus să mergeți la Chișinău. Când am mers la Chișinău, eu am spus ori întrerupem sarcina la Ungheni, că nu, nu poate să meargă așa mai departe. Adică eu mă simțeam foarte rău. Pe mine mă omora sarcina. Anticorpii mei luptau ca să omoare corp străin din organismul meu. După care am mers la Chișinău. La Chișinău iar ne s-a propus să fac întrerupere de sarcină am mers direct în reanimare. Când eu m-am internat, eu aveam 5 săptămâni de sarcină, eu am mers direct în reanimare. Iarăși acolo ni s-a propus să fac întreruperi de sarcină, iarăși spuneau fel de fel de chestii care eu pe mine mai mult mă, nu știu cum să zic, nu vrem nici să le aud, nici nu vrem să le aud, am zis că merg cu orice risc ca să dau naștere acestui copil de la 9 săptămâni de, via, de, de, sarcină, eu am ales medic personal, pentru că medicii care îi aveam sau care erau din spital, ei nu făceau față la tot ce și, și eu am. Toți îmi spuneau să întrerup sarcina, întrerup sarcina, întrerup sarcina. Eu și așa nu mâncam nimic, ei nici nu-mi permiteau să mănânc nimic. Eu stăteam doar pe picurători. De la 9 săptămâni de sarcină, eu am avut medic personal. Mulțumesc lui Dumnezeu care El m-a ajutat să trec prin toate. 24 din 24, El mi-a fost alături. El mi-a spus cum și ce trebuie să fac. La 19 săptămâni eu am aflat că eu pot să mor în oricare moment. Um, riscul nu că de a pierde sarcina, că de a pierde sarcina deja nu era risc că eu pot să o pierd, riscul eu pot să mor. Riscul de hemoragie era prea mare dintre care eu trăind la Ungheni am fost nevoit să-mi schimb chiria la Chișinău ca să fiu mai aproape de spital, că era riscul foarte mare de hemoragie. Foarte greu am dus sarcina la spital în Chișinău, la spital la Ungheni, la spital în Chișinău, la spital la Ungheni. Eu, practic, nu mă sculam din pat, mă țineam doar de pereți, Sakra, man vienes ir stovėjau aletriu su ligenašu, kad jūs poti sa vomis, arba kad su man cina de subsvarka smirgla baie, arba kaip va, aš negalėjau smirgla kategorijai. Tai reiškia, kad aš buvau mumas ša. дузе чоп дузеnau тамчаpusмасымт май би, адтокза практик радar менням доku пастилі. Вчапякрряска ла до презіsтамалачаемфети соai целлам спускаvi фетиц, деžнума ну леснуmi. la 12 săptămâni. Adică eu nici că acum nu mă gândeam că Doamne ferește, dau mâinile jos și fie ce-o fie și eu merg, las, na, să, să avortez. Nici de cum nu a fost asta în plan. Cu toate că toți medicii ne-au zis să avortez. Noi, eu nu am avut asta. Soțul deam până la urmă deam să parcă să da, să-și spune, dar poate mai bine faci cum, cum spune medicii. Eu nu, eu am mers, dacă am mers până acolo, zic merg mai departe nu vreau să merg la asta. Foarte mult mi-am dorit aici copil, foarte mult, din tot sufletul. Nu, am ajuns și la momentul când a venit timpul de, de naștere. Cum s-a început nașterea mea? Nașterea mea s-a început cu așa ea că eu am vrut să mă duc să salvez nepoțelul soacrei mele, primul nepoțel a ei. El l-a luat la centru, la un centru de copii. Și eu m-am dus în ziua aia și am mers toată ziua pe drum ca să mă zbat să iau copilul celălalt de la centru. Soacra mea i-a fost tot una unde se duce copilul și ăla, cu toate că era nepotul ei. Ei a fost tot una. Am mers, am luat-o pe ea pentru că prin ea putem să dovedim paternitatea că e nepotul ei. Eu am vrut să-l iau, să-l cresc. Am, eram cu burta mare, am mers o zi întreagă, când la Chișinău, când la Criuleni, să, să luăm copilul de la centru și cu mama copilului. Mama copilului, acolo de mai deja altă poveste, dar am vrut foarte mult să iau acel copil. Soacra mea l-am luat, până la urmă l-am luat și eu a doua zi chiar s-a pornit din cauza că eu nu trebuie să merg pe drumuri. O trebuie să stau acasă, în pat. Eu încă trebuie să mai merg încă vreo săptămână, pentru că eu am născut fata prematură la 33-34 de săptămâni. Dar din motivul că eu am mers toată ziua pe drumuri și în mașină și zguduială și nu știu ce acolo, s-a început nașterea mea. A fost o naștere foarte grea. A fost prin cezăreană, că altfel nu aveam cum să nasc. Am avut o lacună mare, am avut rupturi de uter, multe, dintre care riscam să-mi pierd uterul. El așa și-a fost riscul, adică a mers la riscul că îmi scoate uterul. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut prin asta și l-am păstrat, dar trebuie să am foarte mare grijă. Am născut o fetiță perfect sănătoasă. Soțul nu era acasă când am născut. El a venit după 3 săptămâni după ce eu am născut. Eu am început să am dureri foarte mari după ce eu am născut fetița, am venit acasă cu ea, după vreo 6 zile, parmezi, că am ajuns acasă cu copilul și am început să am dureri foarte mari, dureri de colicistită. S-au pornit pietrele la fiere. Fetița era ok, era bine, nu am avut probleme deloc. La mine s-au început probleme, dureri, dureri foarte mari, de care nu înțelegeam ce cu durerile celea, de unde au apărut durerile celea. Poate spuneau că de la uter, poate de la nu știu ce acolo. Ele au fost, s-au pornit pietrele la colicistită de urgență, chiar după trei săptămâni după cezăreană, de urgență, de a mers la o altă operație, care iar foarte grea, pentru că e foarte greu ne-a revenit din de la operația cu cezăreană. Iar și am avut complicații când, cu colicistit, când i-a scos ferea. Iar am fost intubată, iar nu știu ce acolo anesteziologul spune că iar nu a fost bine, foarte greu în trecut. Îmi amintesc și acum în momentul când spunea Marina, strânge-mă, te rog frumos de mână, că dacă ți-ai mai pierd o dată cunoștința, adică ceva îmi spuneau și eu când am auzit de că îmi pierd cunoștința, adică dacă îmi pierdem cunoștința, putea să ajung în comă. Și eu mi-am amintit chiar în momentul că, da, bă, uite, când spunea, strânge-mă de mână, că dacă ți mai pierzi o dată cunoștința, poți, adică, ceva de comă, mi-am amintit, nu știu cum asta, nu știu cum venise mi-am mi amintit de copilul de acasă și eu am strâns-o de mână pe doamnă. Ne-am revenit foarte greu și după a doua operații. Foarte greu ne-am revenit. Asta a fost după trei săptămâni după cezăreană. A venit soțul acasă. La trei săptămâni, fetița noastră vede trei săptămâni când el a venit acasă de psihotare. Doamne, un moment foarte frumos că și așa este pe internet. E un moment care tot mult, foarte multă lume l-a văzut. Când soțul meu a venit acasă de psihotare, um, și-a văzut prima dată fetița, fetița avea trei săptămâni, era atât de micuță. E că atât de micuță era, ea avea vreo două kilograme și... Lui nu venea cred, a spus, ce cu pui ăsta de om? Ce deci, e asta? Nu-și nu imagina. Era, ea atâta o ținea în mână. E așa, parcă cu niște ochișori se dă la el, că este, este video în care el atâta de tare retrăia și numai nu știu cum. Doamne, și eu eram emoționată pe moment, pentru că aici este moment l-am așteptat. Pentru asta eu am zis că să, să dau naștere un copil ca să văd reacția, că îmi place reacția lui care el o avea față de copilul lui. A fost... A fost, nu știu cum, eu nu pot să redau momentul acela când el vorbea cu copilul. Nu pot să redau asta el când a venit de psihotare, a venit cu scopul ca să botezăm copilul și să facem și e. Chiar asta automat s-a primit într-o săptămână după ce el a venit de psihotare, o săptămână, două, nu ne amintesc așa, noi am decis că ne cununăm, foarte repede s-a întâmplat chestia asta, ne-am cununat și am botezat în aceeași zi. Nu știu, o decurs totul foarte, foarte bine până la momentul acela. Până la momentul acela când am venit acasă, de la, de la biserică, de la că am avut o fotosesie, cum s-ar spune. Până atunci am venit toți acasă, ne-am așezat la masă. tot a fost bine, tot a fost așa cum noi am vrut. Era ziua de 21 noiembrie 2021 de Arhanghel Mihail și Gavril. Noi atunci ne-am botezat și am cununat. În tot timpul ăsta, cât noi eram în biserică, soacra mea mai mult stătea pe afară și vorbea la telefon, că ea era cu concubinul ei. Și el tot mergea după ea și o aducea înapoi. Ea iar afară, vorbea la telefon, iar el iar o aducea înapoi. Practic, ea nu prea a stat în biserică cât noi timp ne-am cununat. Uh, nu, asta au fost, noi nu am dat atenție la toate chestiile astea atunci, pe moment că am avut alte chestii, se boteza copilul, ne-am cununat noi, după care am mers la o fotosesie, am ajuns acasă, au fost oaspți, au fost în jur la 22 de persoane, am făcut o masă acasă, totul a fost ok, totul era bine, era vesel, era așa cum noi ne-am dorit. Noi, la noi este un obicei când se leagă um, tinerii. Nașa vine cu plapumă, cu ceva și îi leagă. Atunci, în momentul acela, fetița era la socra mea în brață și nu știu de ce era la dânsa în braț, pentru că copilul, el era liniștit, nu, se, nu plângea, nu nimic. Nu, nu, am idei de ce a ajuns la ea în brață. Ea între timpul ăsta, eu stăteam cu fața spre ea, toată lumea cu fața spre ea, așa, ea stătea alături de noi, asta poate a fost un metru de lângă noi, ei stăteau în doi și se uitau la noi, ei au pus darurile și după asta și-au făcut așa și-au avut de făcut, adică puneau toți daruri care au de făcut, de pus. Ea cumva scria în telefon, stătea în telefon. Soțul este stătea așa, urât să uita la ea și face ea, dar ea nu s-a dat seama că el se uită la ea în telefon. Nu s-a dat seama atunci pe moment. Ea scria. Eu mă la ea. Eu mă nu la ea, dar la copil. Mai mult la copil. Că Și mă uit, el vrea să iei telefonul ei din mână și spune și cu pozele astea. Și cu pozele astea goale a ieșit în tele. Și ea a încercat să, să nu-i dai telefonul și cum stătea cu copilul, e, cum stătea cu copilul în braț, cu mâna asta se scria, el a vrut să iei telefonul, ea o dat drumul la copil și a încercat să iei telefonul de la el cu, am, cu ambele mâini. Și prin automat, ea prinde copilul, el de deja pe jos, în genunchi, da, cu cotul, ea, în genunchi s-a căzut și o prinde cu cotul și se ridică așa o, repede. Și copilul a târna, dar o prinde prin lovitură cu, la cap prin lovituri la cap și atunci pe moment noi am început să țip copilul, foarte tare am început să țip copilul, fata, nu știu, eram așa într-o stare de asta că nu știam ce să fac, nu știam cum să ne mai repede să ne dezlegăm, el a fugit. El a fugit, el nu, chiar nu știu, nu poți vedea cât de tare bubuie ușile la noi și el fugit din casă. Nu l-am văzut, ei, soțul meu s-a dus să-l caute, eu cu copilul mă uitam la el, la fetiță, parcă era tot bine, adică eu am început să plângă, o plâns foarte tare, am liniștit-o, o a dormit și era bine. Socru, ca cum s-ar spune, concubinul ei, că nu erau căsătoriți oficial, socru, el a fugit afară au fugit pe la noi trebuie mai lui Iazului, au fugit undeva pe Iaz și s-au ascuns. Nu au venit în casă până aproape dimineață. El a întrebat pe cineva de afară, el a gândit că a omorât copilul, adică s-a omorât. O că ea, a fost așa un incident foarte urât cum în poziție stătea copilul. El stătea așa, balansa în jos, adică e, de cap, da, stătie, stătie de cap, el îl ține strâns așa de cap, și încă și telefonul îl ținea mână. Nu îl dă drumul la telefon. Pe moment, atunci, noi nimeni nu ne-am dat seama și poate să se întâmple după. Uh, a început să plângă, nu ne-am dat seama că eu o primit lovitura și sau cum să a parcă nu eram buimat și de cap, cu toată întâmplarea și-a fost și cu tot cu evenimentul, noi nu eram. Situația asta s-a întâmplat din cauza că ea scria cu pe telefon. El Adică se scria că ea a fost la Germania Acolo s-a întâlnit cu el Și ea, ei cumva aveau o conversație acasă Pentru că noi știam de, că ea are Pe altcineva la Germania Și când a venit acasă, noi știam că ea Să vorbește cu altcineva Noi știam chiar și când ești afară și vorbea Din biserică, noi știam că ea vorbește Cu cine vorbește, că are un român Că vorbește cu el, știam de situația asta Și noi nu am dat atenție Și în momentul acela când el a zis Cui trimiți tu pozele astea goale ea s nu știu cum să vă spun, s -a stresat că o atâta lume și el o spus în voce tare și că nu încerca să iei telefon, ea nu a vrut să-i dai telefon pentru că se temea că se să pozorască în fața la toată lumea. Nu, de deja s-a întâmplat cu, cu cazul când i-au scăpat fetița din... Nu că a scăpat, i-au dat drumul la copil doar ca să nu dai telefonul din mână. I-au l prins pe copil, dar a fost prea târziu și o, -o prin lovitură. Dar în îți imaginezi cum poate o bunică să, dă, să, să, fie mai de preț un telefon pentru ea decât propria nepoată din brațele ei. Știind că ea, are, adică, ea e prematură, ea e micuță, ea o, ales țin un telefon cu ambele mâini și să dă drumul la copil jos. Asta a fost pentru noi e întrebare cheie și până în ziua de azi care ea nu dă răspuns. Unii își pun întrebarea e, ce fel de soacră care ia încă vrea amant sau... E, atunci, la moment, soacra mea avea vreo 41 de ani. 41-42 de ani așa avea. Și la moment are 45 de ani. Ea arată da, e bombă chiar să vezi cum se îmbracă și cum arată și acum au fost sărut în căsătorie cu el cu briliante, că noi nu avem inel cu briliant, din păcate. Ea arată super, ea stă financiar foarte bine. Românul nu a fost niciodată căsătorit, el abia prima dată s-a căsătorit la 48 de ani. El, el stă foarte bine, el are casa lui, mașina lui, are un salariu foarte bun. Ea, pe asta și s-a bazat. Că tari, ea nu ne-a părerea când noi am știut de român și a spus că el îmi îndeplinește toate poftele, mă duce o peste tot. Și noi, eu nu am zis că nu. Eu am zis că fă și vrei, e viața Matalii, tale, mă tale de ce și cum. Noi nu am depins de ea. După incident, ea a plecat la Germania. Fetița ei de 12 ani, atunci ea nu avea 12 ani, dar avea 19 ani, au rămas la mine. Eu am crescut o timp de 3 ani de, zile. Socrul meu a plecat la Israel. Ei s-au dispărțit. Fetița a rămas în mijloc, care noi aveam grijă de ea. Soacra de la început nu a lucrat și era rușine să ceară bani de la român, că nu știu și acolo chestii. Pe urmă, ea s-a găsit de lucru, dar fetița un an de zile a stat cu noi. Soțul meu a avut grijă, că adică fratele ei au avut grijă de dânsa. Din de, de școală, telefon eu a cumpărat. Când ea a plecat la Germania, prima, prima dată când ea a plecat la Germania, nu avea românul, dar avea un moldovan. El este și acum, a plecat la Moldova, nu da știind că ea are soț acasă, ea s-a dus cu scop că acolo să lucrez, dar a făcut mai întâi cunoștință cu, cu un moldovan. El a luat-o cu cuvinte frumoase și într-adevăr el a fost la noi acasă, cu ea împreună, au fost la sărbători. Ei au petrecut sărbătorile împreună. Fetița ei deja a -l văzut sodat și îi spunea tata. Până la incident, soacra mea avea doi amanți. Și concubinul acasă, socru. Ea a plecat la Germania la unul dintre amanțe ei acolo unul moldovan și un român și ea nu știa dintre, în care să leagă, între român sau între moldovan moldovanul a văzut că ceva nu nu de la început nu a văzut cu moldovanul o venit la noi acasă după ce au fost la Germania au stat acolo vreo trei luni de zile au venit cu acel moldovan acasă la noi după care iară s-a dus la Germania împreună cu el. Asta după incident tot s-a întâmplat. Acolo nu știa să aleagă între român și între moldovan și mi-a cerut părerea mea. Eu nu știam ce să spun, sincer, nu știam ce să spun. A spus, vezi, mă tale uniți mai bine acolo. Poate e urât că spun chestia asta despre dânsa cu amanței, că divul, divulg, nu știu cum să zic, eu o dinie poate să primește, dar dacă nu era toată chestia comanță ei, poate și copilul meu era alături de tată zi de Dar așa el a fost nevoit să plece peste hotare ca să lucreze doar pentru tratamentul la copilul nostru. De ce spun toate asta? Pentru că a doua zi fetița noastră a început să vomite după lovitură. Ea a început să vomite și vomita într-una. Noi nu ne-am dat seama de ce a vomit și a mers la medic am mers la medic, medicul m-a întrebat dacă am mâncat, poate ceva, poate a făcut o intoxicație, că a fost cununia noastră și ne-a dat tratament pentru intoxicație. Am venit acasă, am început să-i dau tratament pentru, intoxicație. Nu-i mai dădeam sân, dar îi dădeam tratamentul și o alăptam cu mâncarea mâncare artificială. O să mă bălbere eu. După care am venit acasă de la medic, nu-i mai dădeam sân, am început cu mâncare artificială, iar copilul meu tot vomita. A mers a doua zi la medic și am spus, vomile ei sunt în continuare și din ce în ce mai des. Ea, dacă era micuț, prima dată când a mers, ea nu a deschis ochișorii. Iar a doua oară când ne-am dus, ea a deschis ochișorii și ochișorii ei, chestia asta neagră, era deja sub, aici, îi ducea în jos, în jos până nu se vedeau. Și atunci ne-a zis să mergem să facem un zi la cap de urgență. Noi nu, noi nu că nu ne-am dat seama din care motiv poate să fie. Noi ne-era rușini spunem ce s-a întâmplat la cununia noastră și cum a fost el prin lovitură încă atunci nu, nu știam adică că dacă e de la lovitură așa, dar știam că a fost un incident și ne gândeam băi, dar poate a o făcut -o de la lovitură, poate din cauza asta vomite. Și am mers la mama și copilul în ziua aceea. Am mers la policlinică. S-a făcut un zi la creier și acolo direct a spus, copilul este o căzut de pe pat? am spus, nu, nu a căzut de pe pat. Atunci noi am, am o, o, bu -o din noi și am spus, ea a fost lovită de bunica ei, de, de lovitura cum o prins-o. La uzi, o zi ne-a spus că are hematom la creier. Ne-a trimis de urgență în spital, în neurochirurgie. Am mers direct în neurochirurgie. După două zile, copilul s-a simțit și mai rău. S-a început o hemoragie intravasculară la creier. Medicii nu puteau să o opereze. Nu i-a dat nicio șansă. Ea au spus că e prea mică și plus hemoragiei noi nu putem face absolut nimic. Am stat în, am stat în neurochirurgie, după care ne-a transferat în reanimare. Am stat în reanimare, o perfuzat-o cu sânge, ne a trimis în, în, secție de neurologie. Din neurologie, ea parcă se simțea mai bine și a început iară mai rău. Ei s-a prima dată i s-a oprit respirația, eu stăteam și mă uitam la ea, ea nu respira deloc. Absolut deloc. Am mers și am spus la medici, dar eu fiind în panică și permanent stresată și nu știu cum, nu m-a crezut prima dată. Că spune, mama, tu ești în panică, tu, nu, știu, tu prietarii cu toată chestia asta. M am dus în salon cu copilul și ea, peste vreo 5 minute, deja nu mai respira deloc. Deloc. Ea era, așa a început să venițească la față și eu fugeam repede pe colidor. Medicul a văzut, pentru că m-am dus prima dată și am spus că nu, și a început medicul să fugă înaintea mea. Eu fugeam înaintea lor, spând și ei înaintea mea. Ea au văzut că, eu văzut că copilul îi să pe față și nu respiră. Adică nu respira. O, am mers în reanimare. Dintre care în reanimare, mi-a zis că copilul e mort. Da, am ajuns în reanimare, mi-a zis că copilul e mort. At atunci am gândit că s-a prăbușit tot spitalul pește mine. Am zis, nu, cum poate să fie asta? Am zis, Doamne, nu! Eu am început să respire, eu nu știu cum, dar Dumnezeu a făcut asta, eu am început să respire. Revenit nu și-a revenit ca prim Nu și-a revenit deodată. Era o legumă, pot spun. Nu a dat nicio șansă că eu o să, că eu o să trăiască. Atunci eu, momentan, am zis că nu trăiesc. Nu pot să trăiesc, știind că copilul meu... Mă simțeam vinovat că eu m-am cununat în zăbașie. Eu. eu foarte mult mă am vinovat că copilul meu îi bate din cauza mea asta știind cât de greu am dus sarcina, știind cât de, de mult mi-am dorit copilul ăsta, știind că el la moment era și, și, sensul la viața mea, nu cu toate că e mai mult copil și iubesc foarte mult, dar asta eu știem că am dat nașterile astea copil și cu alți copii nu mai pot face. Pe mine m au trimis acasă. Din, din, spital m-a trimis acasă că eu deja eram, da, eram neom, adică nu puteam, eu îți spam, eram, au ei m-au asigurat că o să fac tot posibilul, în afară de asta mai avut mai multe incidente acolo la spital, m-au asigurat că o să fac tot posibil ca copilul să fie bine. Și mi zis, dacă nu merg acasă, ei sunt nevoiți să chemi să mă ia pe mine. Adică eu eram și agitată și panicată și psihic pusă la pământ. Prin câte am trecut, eram psihic pus la pământ, că eu am trăit 33 de săptămâni cu gândul că eu pot să mor dacă dau naștere la ăsta copil și eu am început să trăiesc cu momentul că eu pot să-mi pierd copilul în oricare moment. Eu deja eram pus psihic la pământ. Nu știam ce să fac, cum să fac, am și pus țip, eu ne-am ieșit timid, pus până așa pe moment. O, o chemat soțul, a venit soțul acasă, a venit soțul la spital, m-a luat acasă, două zile, eu am stat acasă. Eu două zile nu ne-am revenit deloc. Eu aveam o căciuliță de-a ei și am virusam într-una și mă gândeam, Nu mai la rău, nu m-am gândit nici, nici pentru o secundă să mă gândesc că Că copilul meu, eu am zis că ea nu mai are viață, și am spus, dacă ea nu are viață, nu am nici. Socra mea, vă spun cinstit, nici nu mă sunat, să întrebi cum sunt copilul, nu mă sunat. Pe urmă, după ce fetița era bine, ea atunci m-a Dar atunci, pe moment, nu m-a sunat nici socra, da, nici socru știind și e și ei au făcut. Copilul meu hrănea prin sondă. Eu când vedeam că ea mănâncă, o hrănesc prin sondă și încă nu prea mânca, mânca doar că o seringă micuță. Ea și așa era micuță de 2 kg. Nu, nu, pot să redau la nimeni prin ce am trecut eu. Am avut atunci câteva zile de, de coșmar și nu numai atunci, dar și la momentul dat am zile de, de coșmar. Când de fi, de fi, de tre a treia oară deja copilul meu nu îi dă nicio șansă să o străiască. A treia oară ei o oprește respirația și nu îi dă nimeni nicio șansă. Eu știind că soacra mea din cauza la un bărbat mi-a traumat copilul și el la momentul dat nici nu se asumă și încă în afară de asta nici nu recunoaște din nepoată măcar. Nici nu recunoaște din nepoată. Eu nici acum nu pot să înțeleg cum soacra mea pentru un amant îi trimitea poză goale și au pus viața în pericol la, la, copilul meu, la nepoata ei, care eu nici acum nu pot să ies din problemele care ei mi le-au făcut și ea nici nu se asumă ce și ei și-au făcut, ea recunoaște ce și ei și-au făcut, dar nu și asumă. Eu aproape de trei ani am luat doar prin spitale și mă zbat pentru viața la copilul meu, iar ea nu... Am ajuns la ea să-mi trimit pentru un chifir la nepoata ei și ea nu a vrut. Soțul meu, el cu mult mai multe traumat psihic de, de, ce, de fapt ce și-a făcut mama lui. El se simte vinovat de faptul că mama lui o ales să dă drumul la copil din brațe pentru un amant, pentru niște poze goale, pentru un telefon. El se simte vinovat în fața a mea, a copilului, lui foarte greu îi vine, să recu nu se recunoască, dar foarte greu îi vine să treacă peste tot asta și el, nu știu cum să zic, el mai mult sunt singur la momentul dat, pentru că eu mai mereu reproșez lucrurile astea, deși ei s-a întâmplat în viața noastră. El lucrează peste hotare, sacrifică el știind că el nu să mai vadă niciodată momentul când copilul lui prima dată vorbește și nu-l aude, sau prima dată merge, sau prima dată zâmbește, el se sacrifică pentru asta, el lucrează, dar noi nu putem să ieșim din toată situația dată. De fiecare dată când încercăm să ieșim, apare o problemă și mai mare decât ce a fost. De când s-a întâmplat și s-a întâmplat cu fetița noastră, soțul nu a putut să meargă la muncă, au stat patru luni de zile cu noi acasă, pentru că eu am avut nevoie de ajutor după toate operațiile și copilul prin spitale, el nu a putut să ne les singuri, am luat credite, am împrumutat bani ca să putem să luăm tratamente, ca să putem să ducem copilul să-l examinăm pentru strictul necesar. Unii zic că pentru copil tot e gratuit. Nu e nimic gratuit peste tot îți pune taxe. Sau nu este medicul de care ai nevoie și ești nevoit să mergi la privat. Singur îți spun să te duci la privat dacă nu este medic. Iar noi venind de la Ungheni de fiecare dată la Chișinău, noi, nu, noi ca să ne programăm nu putem. Dacă să mergi prin programare, copilul are nevoie de urgență, iar ei de urgență nu eu mai mult decât atâta, suntem, a, mai de la un ien, iar ne-o trimis aici, așa de fiecare dată, și aici nu știu de programare, și ăștia nu știu, și mergem totul contra plată. Dacă nu mergem la mama și copilul, mergem la privat. Noi am promutat foarte mulți bani. Am luat credite de la bănci. Am luat, am împrumutat, am promutat bani ca să putem să dăm credite, pentru că soțul era pe moment acasă și trebuia să dăm cumva credite. Noi nu ne-am gândit că o să întâmple și o să întâmple. Ne-am gândit că o să meargă peste hotare și o să putem să dăm creditele. Am promutat alți bani și apoi iar alți bani pentru ca să dăm pe ceilalți și, și am intrat în niște datorii care noi nu putem să ieșim. Copilul mai mereu se îmbolnăvește. La fiecare două, trei luni copilul e în spital. El permanent are nevoie de medicamente. Chiar dacă am depășit situația de la început, ea are o imunitate foarte slăbită. Pe dânsă, orice răceală simplu poate să o moare. De la începutul lui decembrie până la sfârșitul martie, lui Marte, noi ne-am luptat pentru, iarăși pentru viața ei, pentru că viața ei iar a fost pusă în pericol. Ea a stat în reanimare, ea nu respira de sine acum. Și după Toată și este acum, noi am, am rămas cu patologie încă din prima situație cu capul. Ia piciorușurile încă nu merge bine pentru că nervii la picioare încă nu sunt formați, mușchii nu sunt formați, adică nervii slabi, mușchii nu sunt formați bine la picioare. Încă cu mai avem niște examinări. Din cauza că primești foarte multe medicamente, are probleme cu stomacelul, are o rană, care trebuie tratate, are cipearcă, gâcișor, vaginal, iarăși trebuie să venim la mama și copilul, că acum nu este ginecologă, că am fost. Noi avem datorii în jur de 50.000 de euro aproape, în toți aceștia trei ani noi am făcut datorie aproape în jur de 50.000 de euro. Alții își pun întrebare, dar soțul lucrează peste hotare. Da, soțul lucrează peste hotare, da, pe la care copilul iar se îmbolnăvește, noi toți banii care el lucrează îi dăm pe medicament și tratament la copil. Iar creditele care s-au luat din prima, ele așa și-au rămas. Am luat alte, alți bani ca să dăm la alți bani și tot așa treptat am făcut o, am intrat într-o problemă care noi nu putem să ieșim din trânsă, chiar dacă soțul lucrează. Alții îmi spune, du și lucrează tu. Cum eu să mă duc să lucrez dacă copilul meu încă e mic? El încă are nevoie de ajutorul meu, eu încă am nevoie de dânsa. Eu nu pot să o lăs pe dânsa nici pentru o minută, așa să mă gândesc că eu m-am dus și eu nu sunt alături de dânsa, eu nu pot să dorm lângă dânsa știind că e noaptea, are un reflux care e să neacă și trebuie să nu dorm noaptea, da, e are un reflux care e să neacă și doamne ferește, aspiră iar tot chestia asta și se duce la plămâni, pe dânsa asta o moară, chestia asta o moară. Eu nu știu în cine pot să credințez copilul meu ca eu să merg la muncă, știind că soacra mea la momentul dat, el lucrează, este foarte bine, putea să zic, băi, dați să vă ajut eu, spre exemplu, dați să vă dau eu un 10.000 euro, pe noi asta foarte mult ne-ar salva. Îmi da procentele și treptat cu creditele dar noi nu putem să ieșim din daravela în care am intrat. I-am cerut ajutor la soacra mea, știți ce a spus? Du-te la soacră, tu la Israel și ceri, că el a vrut, adică el a făcut toată chestia cu telefonul, el a vrut să-mi ia telefonul de mână, du-te la dânsul. Adică eu nu, deloc nu recunoaște că din vina ei pentru amărâtul ei de telefon, pentru pozele ei, că pe nimeni nu interesa la moment și eu arie cu pozele și ele, poate nimeni și nu sunt în telefon că cu pozele și ele goale sau că pe nimeni nu o interesa, fiecare are o viață și o, 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 o conduce el cum vrea. La moment socra, foarte mult ne ignoră, a spus să nu mai avem treabă cu ea, pentru că ea s-a căsătorit recent și socrii ei nu știu că ea mai are doi copii mari nu știu și nu știe că ea este bunică. Ea vorbea cu soacra ei și mi-a luat copilul și l-a dat în coridor ca să nu vadă soacra ei pe timp de iarnă copilul, vă dați seama așa din coridor, în casă, pe, la țară. Ea nu știe că ea are nepoată. Ea nici nu vrea să recunoască și a spus, vă rog frumos, nu mă deranjați, eu te-am crescut mare și e bun și fă viața mai departe. Eu nu am nicio treabă cu voi, nici voi cu mine. Eu am vorbit pe TikTok despre situația noastră. Am spus situația care s-a întâmplat cu soacra, cum mi-a traumat copilul și am încercat să ajung și la soacra mea, să, să ajungă și la ea, că ea trebuie să ne ajute în ce s-a întâmplat și să nu ne ignore și să nu spună că eu am murit pentru voi, pentru copiii, pentru copiii ei, așa eu spus, eu am murit pentru tine, nu m-am mai căutat. Noi am spus așa, cum poți tu să spui lucrurile astea pe când tu ne-ai băgat în, în datoriile în care suntem sau în problemele care suntem, nu poți să zic în datorii, dar în problemele care suntem și tu la urmă spui că nu, nu mă mai căutați, pe când ea stă foarte bine financiar din toate punctele de vedere, dar noi ne zbatem ca peștile pe uscat să ieșim cumva din probleme. La momentul dat suntem într-o problemă foarte mare, care să mi subsechestru. sub sequestru ajung să rămână în drum. Vin oameni care își cer datoriile și care ne amenință. Iar noi nu că nu vrem să le dăm înapoi. Noi nu avem de unde. Iar am cerut ajutor la soacra mea să ne ajute și ea ne-a respins ne respinge din toate punctele de vedere, ne-a blocat peste tot și ea acum nu-i bucuroasă de ce se întâmplă pe site-ul socializare și mă amenință ca să șterg toate postările, nu că nu spun ce e și drept, dar cumva vrea ca să nu aud neamurile la, sau rudile la soțul ei actual. Eu am 22 de martori unde soacra mea înscap copilul din brațe și îl prinde prin lovitură sub braț. Am, am, mii de dovezi, am și la spital unde ajung cu hematom la creier, am și tot doar este. Ea nu vrea să-și asume nimic, iar noi am ajuns în disperare când eu nu știu ce să fac și îmi vine decât să dau mâinile în jos și să regret că am dat la copilul ăsta. Ia ca și-mi pentru că eu nu pot să merg mai departe cu el. Gândurile mele din ultima perioadă sunt strașnice. Foarte strașnice. Îmi vine să nu mai trăiesc. Pentru tot ce se întâmplă în viața mea. De la, în ultimul timp, deja nici cu soțul nu pot să mă înțeleg bine. mai mereu ne certăm. Eu nu știu ce să fac. Cum să fac? Cu cine să las copilul? Eu nu am pe nimic când tot îmi zic la lucru. Mă judec pentru ce și oamenii de pe TikTok. Mă judec pentru faptă că eu stau acasă cu copilul. Dar cum pot să le lămuresc eu la oameni niște că eu nu pot să mă duc și să-l lăs? Pentru că copilul meu depinde de mine și eu de, 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 copilul meu. Mă judic pentru un piercing la sprinceană. Asta nu înseamnă că eu nu sunt o mamă bună. Piercingul meu nu caracterizează pe nimeni și nimeni... Nu pot să înțeleg și are piercingul cu toată povestea mea. Nu pot să înțeleg și legătura are piercingul l-am pus da. înainte. Piercingul am pus înainte ca să mă căsătoresc. Piercingul și ceva sufletește pentru mine, nu pentru nimeni. Nu l-am pus de frumusață, l-am pus doar pentru mine și eu dacă vroiam puteam să-l să scot, da? Dar nu-l scot de atâta că el nu face la nimeni nimic. Spun alții că dacă pui piercing ești o... Nu, asta nu, nu e corect. Eu nu înțeleg și logica unii oameni. Asta nu înțeleg. Eu îmi cresc copiii, nu am cerut la nimeni nimic până la momentul dat, am crescut cum am putut, mi-am crescut copilul mai mare cum am putut și mulțumesc Lui Dumnezeu că l-am crescut bine. La momentul dat, suntem într-o problemă foarte mare, unii eu am cerut ajutor, nu vineți și dați și eu la revedere. Poate vine cineva și mă ajută cu o sumă de bani care să nu-mi crească penalități ca eu să-i pot să-i dau înapoi. Nu ca să -mi și la revidere Pentru că nu fac parte din categorie Și ei de oameni, poate fac parte din categorie Și de oameni la moment că cerșesc Dacă asta oricum se primește Nu că cer ajutor, dar lumea judecă că cerșesc Din păcate sacra mea Ne-a format toată viața Și aici ține că am sperat că o să am o căsătorie fericită Că o să am un copil sănătos Asta au fost dorințele noastre Și dorința mea nu s-a primit nimic din ce și este. Nici copilul nu este sănătos din partea ei și nici relația mea cu soțul nu merge din partea ei pentru că eu mereu îi reproșez de ce și și-a făcut mama lui și de lacrimile care eu în fiecare zi le vărs, din care în fiecare zi zici zi că eu mă victimizez, adică lumea, dar ei nu știu prin ce trec eu. Absolut deloc nu știu. Soțul meu nu ar ține cu mama lui, dar el nici nu zice nimic despre mama lui și nici despre situația dată. Eu până la incident am fost un om normal și vreau și în continuare să fiu un om normal și îmi doresc cel mai mult la moment ca să pot să ies din situația în care sunt, să revin la normal, să pot să dau datoriile la oamenii care am promutat, pentru că să nu vină să mă amenință de fiecare dată, uite că și poate să se întâmple dacă nu dai datoriile. Sau să vină banca și spună că, uite, îți iau totul, ups, să ne dă afară din casă, ca să ajung cu copiii în drum. nu mai asta îmi lipsește, mă, să ajung cu copiii în drum și restul le am pe toate. Și îmi doresc ca soacra mea să-și asume ce e și o făcut și cumva să ne ajute, dacă nu măcar, nu știu ce să zic, nu s, aș, nu s o asumat până acum, nu vrea să recunoască din nepoată. Asta dăm tot la o parte. Lasă-mi ajut cu bani, care tot i-am luat, ca să pot să-mi aduc copilul la normal din cauza ei. Eu sper ca pe viitor relația mea cu soțul să fie cei care am vizat. Sper că cu ajutorul oamenilor buni care mă înțeleg să-mi rezolv problema um, și să-mi pot să-mi cresc copilul Într-o familie normală, eu nu vreau ca copiii mei să treacă prin ce am trecut eu și frații mei. Nu vreau ca poate să ajung din disperare la, la unele lucruri urâte. Eu, în măsura care pot, îmi păstrez optimismul pentru că am trei copii de crescut. Uh, prima mea fetiță are 12 ani, a doilea fetiță are 2 ani și 8 luni și am și un băiețel uh, nepoțelul meu, care tot eu îl cresc, pentru că sora mea este plecată psihotare, și îi vine foarte greu cu copilul. Ea tot este mamă singură, din alte motive. Eu nu vreau să-l lăs să ajungă la o casă de copii sau să fie dintr-o casă în alta cum am fost noi. Eu să încerc să fiu puternică pentru copiii mei, pentru că fetița mea, din ce în ce, ea se face mai bine. Noi luptăm împreună pentru asta, ea a început să vorbească cu toate că mai greu merge încălțată, discuția foarte bine merge. E, cum să vă zic, ea este un copil vesel care cu zâmbetul ei mă face mult mai fericită și nu numai pe mine, dar și pe toată lumea din jur, pentru că foarte mult îi cunosc situația ei și foarte mult o, o, cum spun, se bucură de felul cum ea este. Eu fac tot posibilul și o să mă rup și în zece dacă o să trebuiască pentru copiii mei, ca ei să aibă o viață normală, să nu ducă lipsă din nimic. Și îmi pare foarte rău că copilul meu nu o să aibă iubirea de bunică. Îmi pare foarte rău să-i spun la copilul meu că bunica ei o ignoră îmi pare foarte rău de faptele care se întâmplă pentru că eu nu am născut copilul Este ca cineva să mă ignore și să mă dă după ușă. Eu am crezut că o să se bucure bunica ei de ea. Dar nu este așa. Este groaznic cât a avut și are de îndurat această femeie. Eu o ascultam și mi se ridica părul măciucă. Dacă cineva dintre voi o poate ajuta pe Marina, fie financiar, fie moral, ca să depăcească această perioadă grea din viața ei, Găsiți în descriere cum o puteți contacta. Eu vă îndemn să fiți mai buni, să ajutați acolo unde puteți și să nu judecați oamenii în funcție de înfățișarea lor. Niciodată nu poți să știi în ce stare emoțională este omul pe care îl bagiocorești, iar vorbele tale ar putea fi ultima picătură în paharul său de răbdare și l-ar putea face să lase mâinile în jos. Nu aveți nimic de câștigat fiind răi unii cu alții. Scrieți în comentarii ce credeți despre situația în care s-a pomenit protagonista. Și ce sfaturi aveți pentru ea? Nu vă costă absolut nimic să apreciați și să distribuiți acest monolog, pentru că așa o puteți ajuta inclusiv pe Marina să ajungă la urechile celor care o pot susține. Totodată, așa eu înțeleg, că apreciați munca mea. Vă mulțumesc!